La una dintre emisiuni, aflându-mă pe un platou cu ea, partenerul ei de platou mi-a zis că eu sunt regina spovedanilor și pentru că dacă tot sunt regina spovedanilor, vorba vine, trebuie să încep și emisiunea de astăzi cu o spovedanie. Nu știu de ce, eram gata să subscriu la orice frază și vorbă rea la adresa ei. Eram absolut cu toți de acord care o bârfeau și o comentau pe la spate. Până în momentul în care mi-a fost dat, chiar mă uitam aia și invidiam și nu știu, fără să cunosc acest om, pur și simplu. Ca în, chiar ieri să se întâmple asta, să fiu într-o oare așa energetică cu ea și să-mi dau seama că este pur și simplu un omuleț atât de drag, m-am dus acasă surprinsă la idee și am adormit cu gândul că eu m-am îndrăgostit de această femeie, de felul în care e, de felul cum este ea, de felul cum știe să se prezinte, de felul cum știe să renască de fiecare dată. Așa că, doamnelor și domnilor, astăzi, maxima care o caracterizează pe invitata mea este frumusețea, nu îmbătrânește niciodată, Diana Rotaru. Nu plânge, puile! Doamne, dar m-ai lăsat fără cuvinte, sincer, pentru că puține femei pot să spună despre emoțiile sale și mai ales o facă public. Tu, fiind o persoană expusă aici public, ai făcut-o. Ai tot respectul din partea mea, pentru că noi femeile obișnuim să punem măști, da, deseori în foarte multe situații, mai ales când avem de discutat cu cineva care nu ne place, de exemplu. Îți pui masca și o faci. Dar nu era problema că nu-mi place de tine, era problema că eu nu te cunoșteam și nu știu de ce, eu automat deci subscriam, deveneam oarecum complice la toate bârfile la adresa ta. Da, așa se întâmplă de obicei când nu relaționezi cu omul și nu o cunoști într-o gașcă, de exemplu, sau la un pahar de vorbă, sau cum s-a întâmplat la noi în cadrul unui interviu. Deci a fost o conexiune, eu am rămas pur și simplu, da. Wow, femeia asta, dar de fapt, părerea mea despre tine a început să se schimbe de momentul în care ai apărut pe copertă la Top Sexy. Mm-hmm. Și am zis că, băi, și acolo lumea comenta, voi, inclusiv Rodica Cioranică, voi trebuie să o cunoașteți pe această femeie. Și uite, Diana, mă bucur foarte mult că ai venit, trecem noi peste autoportret, toată lumea, cine vrea să știe cine este Diana Rotaru? Eu cred că tu atât de frumos m-ai caracterizat acum, încât ce aș spune eu despre mine ar fi deprisos. Dar care este totuși faza că, uite, de ce se adună aceste bârfe din urma ta? De ce? Care este explicația ta? Dar eu consider că e ceva normal. Pentru că așa cum ești tu comentată, cu bune și cu rele, sunt eu comentată. Eu nu sunt atât de mult ca și tine. Nu, bine, nu pot să zic mai mult sau mai puțin. Hai să vedem lucrurile că asta se întâmplă, indiferent de cantitate, da, și de calitate, dar se întâmplă. Și la Lenuța Gheorghiță, și la Laura, că sunt prietenele mele, și la Nelly Ciobanu, și la Tatiana Heghea, și diferite persoane sunt. Acum, ce contează că e mai mult rău sau că e mai mult bine? Important e că această femeie, această persoană este discutată. Dar, da, tu ești adepta hate-ului și antireclamei. Eu nu știu, adică pe tine nu te marchează. Când a fost cel mai mare hate la adresa ta, deci care te-a, nu știu, te-a dezarmat total și te-ai dus acasă și ai plâns și te-ai gândit, dumne, pentru că cu siguranță poate ai trecut prin asta. Nu cred că n-a fost o bârfă care să te marcheze atât de tare încât Nu, nu m-a marcat nimic, doar legat de ținutele mele. Că prea sexy, că prea dezgolit, că de ce își arată picioarele, că de ce își arată decolteul, că provoacă bărbații, că femeile se simt oare că ofensează prin asta femeile, cele care nu își permit să poarte astfel de ținute. Ok, nu m-am simțit ofensată, ci am înțeles că trebuie să fac asta în continuare. Asta m-a făcut să înțeleg că ce îi deranjează, de fapt asta le place. Înțelegi? Deci trebuie să privim altfel lucrurile. Le place! Dar comentează altfel. Tu înțelegi, eu dacă aș avea silueta ta, eu nici m-aș mai îmbrăca. Ei, tu îți dai seama. Eu vorbeam cu Olga Țăpordei ieri și o întreb, zic, Olga, eu nu prea te-am văzut în fustă scurtă. Zic, și ai picioare frumoase, uite, ai picioare drepte. Și ea zice, Diana, nu știu, eu nu mă văd în fustă scurtă. Eu mă văd în costume, în pantaloni, că ai observat și tu, probabil că ea poartă mai mult lung, da? Și îmi permit să vorbesc public. Pentru că avem o relație foarte frumoasă, suntem colegi la un post de televiziune. Da. Eu i-am spus, eu nu mă văd în pantaloni, adică foarte rar când o să vezi așa ceva pe mine. Deci pentru mine, faptul că eu port rochițe mai scurte, indiferent de sezon, vară, iarnă,
Asta îmi dă o stare tinerească, că nu degeaba ai zis mai devreme, frumusețea la mine nu îmbătrânește niciodată. Pentru că pe mine asta mă bine dispune, ținuta, haina și am o garderobă imensă acasă. Da, tu ești gemene și probabil ești fășonistă și cheltui de-a bănărit pe țoale. Doamne ferești să mă fac o dată în garderoba ta. Da, lasă că prietenele care vin la mine în vizită, dar asta vreau, asta o vreau, asta o vreau și asta o vreau. Zic fetelor, stop! Haideți la bucătărie, aici nu-i locul vostru, asta e locul meu. Nu oferi, nu știu, adică nu ești gata să dai sacoul de pe tine unei fete, unei nu, fi prieten. Dacă îmi place, nu, dar nu dau nici la sora, adică trebuie să-l port eu să mă satur și după aia pot să-mi iau rămas bun de la o haină. Nu pot, am cumpărat-o nouă, n-am pus-o pe mine și o dau mai departe. Tu te atașezi de lucruri? Eu mă atașez de oameni. Păi, asta e mai rău. Lucruri, e mai grav când te atașezi de oameni, da. Uite-te, acest sex appeal al tău și acest fel al tău de a fi de femeie vamp, un fel de Marilyn Monroe chiar a scenei noastre, așa te văd eu cel puțin. Sunteți într-o zodie, poate sunteți într-o zi? 29 mai. Nu, e pe 15 august, iunie, ceva de genul. Cred că e rac. Nu, este gemeni. E gemeni? Marilyn Monroe e gemeni. Doamne! N-ai știut tu. Păi și Angelina Jolie e gemeni. Deci sunt foarte multe actrițe, artiste. Foarte frumoase, dar... Da. Stai că mi-a zburat gândul, rămânând la ideea ce sex appeal și această încredere în tine de femeie frumoase, ți-a fost, nu știu, cultivat de cine? Tata. De tata? Da, tata. El este vinovatul. În ghilimele. El este bărbatul care întotdeauna m-a curajat și a zis că tu trebuie să fii tot timpul acolo unde vrei tu să fii și ai susținerea mea. Deci cât de mult contează relația cu tata, pentru că... A unei fiice, exact. A unei fiice. Da. Eu am o prietenă, este psiholog și îmi povestea de foarte multe cazuri, nu dădea nume, că așa este corect, ține de o etichetă, da, ca și, la, ca și la preot. Da, când faci merge, și tu psihologia, știi? Fac și eu psihologia în marketing și masterul acum. Dar nici preoții, nici psihologii nu dau nume, da, când vin la ei la consultații anumite persoane. Și așa este corect. Și zice, Diana, uite, foarte multe femei au probleme în relațiile cu bărbații. Și știi de ce? Pentru că au avut probleme în relațiile cu tata. Și am zis că da, să știi că eu m-am prins la ideea asta și am analizat care a fost relația mea cu tata, de fapt, de mic copil. A fost o relație foarte apropiată. Unde și de fiecare dată, apropo? În Chișinău. Așa. De fiecare dată când el pleca peste hotare, eu plângeam, eu muream, eu simțeam că mor fără tata. Și pe mama o iubesc la fel de mult. Dar uite, atașamentul ăsta față de tata era foarte special. Dar tu vreodată te-ai simțit urâtă în viața ta? Nu. Nici dimineața când trezești fără machiaj, fără nimic. Atunci ești mai frumoasă decât acum. La mine știi cum se uită mutanul când mă trezesc dimineața? Fuge! Fuge pe cuvânt! Doamne, eu glumesc când întreb, eu pe cuvântul meu de odoare. Deci eu nu știu dacă... Cred că foarte puține dimineți în care eu mă trezesc și mă uit și zic, doamne, știți de frumoasă, că nu a fost așa. Dar, Dianca, te atașezi de oameni, mâca măsă, de ce ai divorțat tu? Dar eu n-am divorțat. Eu n-am fost căsătorită cu acte ca să divorțez. Erați o pereche atât de frumoasă. Era un băiat dintr-o zodie cu mine. Era un băiat care... Vai, lasă-te, mergea peste tot cu tine. Mergea, nu știu, era... Păi asta ținea de profesia noastră comună. Era și normal să meargă peste tot cu mine. Era un fel de umbra ta. Era un fel de umbra ta. Unde era Diana? Era și... cum îl cheamă? Îl chema? Fostul. Fostul. Da. Fostul. Ce nume fain, Fostul. Fostul. Ce s-a întâmplat totuși? Că lumea nici nu știe de fapt despre... V-ați căsătorit în taină? Ați divorțat tot în taină? Nu, noi ne-am cununat. Noi nu am... Am avut ca o logodnă, ca să spun așa. Nu a fost o chestie foarte oficială, o chestie în care am făcut, doamne, dita mai show, da, cum o fac alții. Pentru noi a fost ceva mai cu minte, pentru că eram și în perioada pandemiei. Atunci când s-a început toată nebunia și a zis, hai să fie mai cu minte. După câți ani ați mers la altar voi? 5, cred că, da. A fost ceva frumos. Acum ce să vorbesc? N-am ce să comentez. Decât că fiecare persoană vine cu ceva în viața ta. Ori vine să fie pentru totdeauna, dacă este soarta, sau vine ca să îl ajuți sau să te ajute, sau să-ți dea o lecție, na, sau să ne dăm lecții reciproce. Chiar acum mă întreb de relația mea, dar ieri o vizionam pe Olea Tira. Da. Vorbea despre fosta căsnicie care a durat 6 ani cu fostul ei soț. Și la fel mi-a plăcut să o văd spunând că asta a fost o etapă, a fost o etapă frumoasă. N-ar trebui să rămânem cu regrete. Și eu nu pot să neg faptul că înaintea fostului n-au mai fost foști.
Eu pot să vorbesc despre foștii mei lucruri foarte frumoase, că n-a fost unicul bărbat din viața mea, fostul. Și nici ultimul. De aia și zic, au mai ultimul. Fost foști. Au mai fost foști. Și, dar doar cu el ai ajuns la altar, Dianca. Erai cumva somată de vârstă, de ce? Părinții vreau să fie împăcați. Ai vrut să aduci liniște? Nu neapărat, am vrut să văd cum e. De ce? Și trebuie ce s-a schimbat? Dar ce s-a schimbat? Nu s-a schimbat nimic. Da, cui a fost decizia totuși? Bine, lucrurile se fac de comun acord. Dacă nu poți să iei pe cineva cu forța, mai ales dacă nu te iubește. Când oamenii se atașează unii de alții, când oamenii muncesc, au interese comune, atunci lucrurile se întâmplă firesc. Și dacă ajung la un numitor comun că, uite, nu mai putem merge mai departe pentru că, deci asta ține deja de ei personal, de ce... Și nu am vorbit despre asta și nu cred că o să mai... Nu cred că o să vorbesc noi despre aceste... Noi trecem subiectul la arhive. Da, despre aceste teme, pentru că sunt lucruri personale. N-am afișat deja poze împreună de aproape un an. Oamenii deja trebuia să se prindă și să înțeleagă. Cei înțelepți și inteligenți trebuia să înțeleagă, fără ca să fac eu declarații mari, că nu mai e ce-a fost. Nu mai trebuie să fac eu declarații. Oameni buni, știți că n-am mers. Adică tu nu porți nicio pică și nicio vină pe tot față de toți foștii tăi? Niciodată. Eu le mulțumesc că au fost poate în viața mea. Poate pentru că le-ai dat tu papucii. De asta ești împăcată cu tine. Dar ce contează cine cui? Da, contează. Ție nu-ți plac micile astea succese și victorii personale? Adică, bă, că am dat papucii cuiva? Da. Nu cred, nu. Nu mă onorează treaba asta, adică și n-am primit niciodată un trofeu pentru că am dat papucii cuiva. Mi-a dat cineva vreun trofeu? Să zică, Diana, bravo! Nu. Și întotdeauna am avut lângă mine persoane inteligente, persoane cu care, dacă s-a întâmplat să nu mai fie, ne-am despărțit în mod civilizat, a rămas întotdeauna loc de bună ziua, eu nu sunt ranchiunoasă, nu țin supărare, poate acolo m-au durut unele momente, dar am știut să lucrez cu mine. E foarte important. Cum lucrăm cu noi? Cum, Diana? Uite, aceste drame. Da, asta e cel mai greu capitol din viața unui om. Să exact. Nu caute vina în alții, ci să caute vina în el. Da. Și această senzație de autobiciuire și de vină, nu, sunt atât de destructive. N-aș zice ba că sunt destructive. Tu faci psihologie, senzația de vină. Și atunci unde e momentul destructiv? De ce să mă autobiciuiesc? De ce să mă acuz pe mine în continuu? De ce eu trebuie să fiu vinovată de un eșec de-al meu? Doar eu sunt vinovată de un eșec de-al meu. Persoana care a fost în... Te las să-ți duci gândul da, și persoana să care a fost lângă mine și mi-a oferit șansa pentru acest eșec, nu poartă nicio vină? Știi, cum să-ți spun, atunci când, de exemplu, realizezi un proiect și este proiectul tău, da? Sau este proiectul un parteneriat cu cineva, că familia este și ea un proiect, nu? Familia este un proiect pe care ți-l asumi, da. Pentru care spui un jurământ, pentru care dai o semnătură, pentru după care te trezești dimineața, te culci seara. După jurământ vin înjurăturile, dar vin înjurături, dar asta e altceva, da. Poate pe unii excit înjurăturile, de ce nu? Da, într-adevăr, sunt unele femei care m-au auzit că le place să fie bătute. Asta le place, asta le dă adrenalină când și prin asta când vine înțeleg, acasă sau când face ajunge prin asta dormitor. Înțeleg că sunt iubit. Crede-mă că sunt așa femei. Crede-mă că sunt. Ca să nu-mi pierd gândul, că deja nu mai știu ce am ajuns la faptul că senzația de vină, că noi ne acuzăm, că eșecurile pe care cel mai greu e să lucrez cu tine. Da. Păi și tu ce făceai? Și de fiecare dată într-o relație, da, ce face omul? Tu n-ai făcut aia, tu ești vinovat, tu trebuie să faci aia, tu aia. Și e mai simplu. Da, sigur că e mai simplu. Și atunci unde ești tu în toată relația asta? Că trebuie să-ți asumi anumite lucruri, să faci anumite lucruri, să te implici cu anumite lucruri într-o relație, să ai inițiativă. Pe mine mă omoară când omul de lângă mine nu are inițiativă. Sau eu vreau și îi spun că uite vreau asta... Și persoana nu face nimic. Dar poate tu vrei prea mult. Nu e adevărat. Dar nu ești tu femeie care vrea puțin. Tu nu ești minimalistă. Da, dar nu sunt femeie extremelor care vreau, Doamne iartă-mă, du-mă pe lună. Scuză-mă. Să mă ducă să mă lese acolo. Dar nu există așa ceva. Adică hai să fim conștienți de ce vrem și ce poate omul de lângă noi. Nu poți să ceri unui om care are salariu de 10.000 de lei să-ți cumpere un BMW sau să-ți cumpere un Porsche. Ok, poate să-l ia în credit. Dar în cazul ăsta tu pui în dificultate și pe el și pe tine și toată relația. Tu nu ți-ai ales niciun partener reieșind din
veniturile financiare pe care le are și... Nu, veniturile financiare întotdeauna au fost bune, adică n-am avut la capitolul ăsta probleme, dar vorbim în general, da, de la ce poate să apară probleme într-o relație. Dar cel mai complicat este să lucrezi cu tine și să conștientizezi că, uite, n-am făcut corect acolo, n-am vorbit corect, nu este bine ce am făcut, l-am jignit sau a suferit din cauza asta, sau n-am fost atentă când mi-a cerut un pahar cu apă. Că se întâmplă și asta, îți ceri un pahar cu apă, dar tu nici n-auzi, nici nu vezi. Câte relații cunoști? Nici n-aud, nici nu se văd. Trăiesc într-o continuă rutină. Și asta se numește familie. Despre ce familie noi vorbim? Oameni buni, treziți-vă la viață. Despre ce familie? Când ne unesc copiii, da, vă unesc copiilor. De dragul copiilor și copiii vă văd cum voi vă certați în fiecare zi, cum voi vă reproșați, că voi nici dragoste nu faceți câte jumătate de an. Despre ce familie noi vorbim? Dezastru, serios. Uite. Așa că mai bine, frumos, amiabil, dar e greu să faci chestia asta. Da, eu știu. Că oamenii sunt agresivi. Când vine vorba de despărțiri și din părțală, că ți-ai lingurița, dar n-ai furculița, gata, s-a terminat prietenia și dragostea. S-a terminat. Da, tu ai văzut cât de repede se epuizează tot, pentru că tu spuneai în interviu, Aurie, că ești femeie care iubește până arde totul de pe ea. Și eu așa înțeleg că tu iubești până arde totul de pe tine, după care te-ai răsuflat, gata, a dispărut toată viața așa. Te prenaști. Toată viața în flux și reflux, Diana. Posibil. Depinde ce caracter ai și ce te bine dispune și ce te indispune. Dar cum? Dar de ce străiești în chin? Spune-mi, te rog. Păi... Care-i scopul chinului? Scopul chinului. Ca să înțelegi, eu probabil în proporție de 90% gândesc ca și tine. Pentru că pe mine nu mă sperie nici să-mi zică cineva că am avut foarte mulți parteneri. Dar eu am văzut, jăi și nagoi. Nici foarte mulți parteneri și nici că o să am, nu știu dacă să mai am, că... Dar știi... Hai să ai, Doamne. Dar tu ai o frumoasă poveste de dragoste acum. Eu nu cred că tu acum ești singură. Nu o să cred pentru nimic în lume. Dar eu nu pot să fiu singură, cum să fiu singură. Dar nu există așa ceva să fiu singură. Da, eu am momente când am nevoie de singurătate, chiar și când sunt în relație. Mă sufoc. Deci există momente când eu zic, ok, eu trebuie să-mi iau o pauză, o vacanță sau să plec la părinți sau să fac ceva ca să fiu eu cu mine. Și să analizez unele momente care au fost și care urmează să vină. Eu nu trăiesc într-o continuă mecanică, da? Într-un mecanism continuu, ca și când te duci la job, ai lucrat, ai venit acasă, iarăși. În a doua dimineață ce ai făcut? Te-ai trezit, ai mâncat, te-ai dus la job, ai venit acasă. Deci pe mine mă plictisesc toate chestiile astea mecanice care le faci deja, fără ca să mai pui suflet sau pentru că ele deja sunt. Da? Ele deja, tu știi că trebuie să te trezești, trebuie să bei paharul cu apă, trebuie să știi că mănânci micul dejun. Există tabieturi, există tabieturi. Da, niște tabieturi, corect. Dar vrei să le, ești gata să încarci în fiecare zi aceste tabieturi, nu știu. Nu că să le încalc, dar îmi place să am tabieturi noi. Să treacă de la un brânz de țoale la altul. Înțelegi, dar tabieturi noi, oameni noi, emoții noi, destinații noi. Asta sunt eu, de ce să mă ascund? De ce să spun că sunt altfel dacă eu așa sunt? Și omul care e lângă mine trebuie să fie conștient cu cine își leagă zâlele. Dar cam cât timp de obicei cunoști pe cineva până în momentul în care ajunge, nu știu, să-i dai drumul în dormitor? S-a întâmplat să faci sex așa din prima seară? Da, de ce nu? Dacă ai avut o atracție și o pasiune, se întâmplă, da? Și n-ai avut niște remușcări după asta? În general, sunt lucruri de care ți este rușine? Rușine? Da, adică să te simți o jenă în raport cu tine. Știi cum? Nu știu în ce context asta ar putea fi, să-mi fie rușine, dar niciodată n-am simțit că ar trebui să-mi fie rușine. Eu întotdeauna gândesc când fac ceva, nu o fac și după aia vai, mi-e rușine. Până dacă ești luată de feromon și de atracția asta fizică, atunci ce fel de gând și poți ce, mai fi? Și ce, asta înseamnă că îți pierzi capul? Nu știu. Nu-ți mai pierzi capul chiar pentru 5 așa. Pentru 5 minute. Păi, dar poate 5-10 minute. Auzi, dar tu te-ai văzut vreodată soție de milionar? Milionar? Da. Deci soața unui om bogat, bogat, bogat. Uite, eu am avut experiență, da, cu astfel de persoane în viață. Persoane, la plural? Da, wow. Da, persoane. Cunoscut. Nu neapărat ca iubită. Și în cerc și prietenă care a fost căsătorită. Ca amantă? Cu un milionar. Nu, amantă nu. Păi ai tot. Ai tot, dar cunosc situații în care ai tot, dar ești în cușcă. În cușca unde ai tot, dar nu ai libertate. Deci și eu când am stat și am cântărit, am zis că pentru mine este mai importantă libertatea decât colivia aia frumoasă pentru o pasăre cu aripile.
închise. Eu sunt pasăre cu aripile deschise, eu trebuie să zbor. Înțelegi? Eu trebuie să zbor. Dar tu puteai cumva să-ți creezi așa situația încât să fii și cu bogatul, dar și cu aripile deschise? Mai complicat, draga mea. Adică? Da, s-o crezi. Adică ei pun de fapt să te urmărească, sunt, să fii urmărit? Să da, fii... sunt foarte multe situații care eu le știu. Femeia nu și-a dat seama că de fapt în mașină avea chipul sau cum se numesc astea. Avea detectoare. Adică sunt foarte multe situații care... Dar asta nu înseamnă că dacă ești cu unul care are mai puțin bani, nu poți să o fac la fel. Că aici, până la urmă, pară și mai rău. Nu hotărăsc, apropo, nu hotărăsc banii totuși, dar hotărăsc principiile acestor persoane, pentru că sunt persoane cu anumite principii. Uite, eu vreau așa, așa și așa. Dar tu ai fost vreodată urmărită? Filat, urmărită, să te intercepteze convorbirile, să... Că presupun că la felul în care ești tu, bărbații de lângă tine trebuie să fie foarte geloși. Sau tu chiar și fără motiv ei sunt geloși, nu știu de ce, că niciodată n-am avut ideea să provoc, să dau motive, să fii gelos ca să-mi arăte mie. Da, mie îmi place când bărbatul are momente de gelozie, că eu le simt, chiar dacă el inteligent le ascunde sau le exprimă altfel. Dar nu am fost femeia care să dea motive de gelozie. Pentru tu ce? Ai înșelat vreodată în relațiile tale? În relațiile care le-am avut de durată, nu. Nu. Pentru că asta era foarte important. Da, asta e mai complicat, dar cred că și pentru cei de acasă era important dacă mă înșelat sau nu. Părinții tăi cu câți iubiți ai tăi au făcut cunoștință și dacă au fost cumva... Cu bărbații cu care am avut relații de durată. De durată asta însemnând de la un an până la 6-7. Da, undeva 2-3 ani. Nu, 2-3 ani. Cea mai lungă relație am avut-o cu fostul, precedentul. Soțul. Da. Când ai ajuns să-ți spună și... Am făcut schimb de inele, adică chestii, dar... V-ați jurat dragoste până moarte vă despărți? Nu. Nu? Nu, dar de ce să jurăm așa ceva? Dar eu nu știu ce va fi mâine. Adică am jurat iubire, dar Dumnezeu știe cât poate fi această iubire. Eu când mergeam și mă rugam mai devreme, da, adică în tinerețile mele și eram îndrăgostită de cineva, când mergeam la mănăstire, spuneam că știi că acolo scrii, vreau să mă căsătoresc. Da, se scriu anumite lucruri, vreau să mă căsătoresc și eu scriam, vreau să mă căsătoresc cu. Și spuneam numele. Și când m-am dus la măiculiță, măiculița zice, dar nu era neapărat să scrii numele. Dar eu zic, de ce? Dacă eu cu el vreau să mă căsătoresc. Ea zice, dar Dumnezeu știe mai bine cu cine. Și știe mai bine cât și dacă trebuie. Adică unele lucruri se pot întâmpla și fără... ca noi să presupunem măcar în viață. Omul că... Omul presupune, da, că poate... dar Dumnezeu dispune. Este o înțelegi? Frumoasă replică. Da, înțelegi? Eu nu știu cei de acasă care cred, care nu cred în puterea Universului, în credință în Dumnezeu, e treaba voastră absolut. Eu cred și de aia în foarte multe lucruri am fost foarte atentă la ce spun duhovnicii, la ce spun măicuțele, dacă nu mai merg și mai discut cu ele, că e tare plăcut, e altă lume. E o lume mult mai curată. Când mi-ai spus că mă duc și am la mănăstire, mă gândesc, Doamne ferește, Diana s-a la mănăstire. Da, dar mai vorbit despre asta. Nu e... Să se gălugărească. Am mai vorbit că despre asta. Că te vedeam oarecum deja într-un roman de-a lui Marchis de Sad, pe cuvânt. Adică tu în viața ta te-a trecut prin cap și duci și te gălugărești. Dar tu știi ce-i fain acolo? Tu nu-ți imaginezi. Dar ai fost vreodată să dormi la mănăstire? Da. Dar zi sincer. Dar n-am fost, eu nu sunt ortodoxă. Dar eu am fost în momentul în care filmam emisiunea asta Comorile Țării, da, pentru un știu. Alt post de televiziune. Am avut o vizită la Saharna, acolo nu ne-am reținut toată noaptea. În schimb, am avut o vizită la mănăstirea Japca. Păi stai o clipă, la Saharna e mănăstire de bărbați. Păi am fost acolo. Am fost și am văzut cascada, am arătat am alte elemente. Diana? N-am dormit la mănăstirea de bărbați, la mănăstirea Japca am dormit. Acolo fără telefon, telefonul nu avea deloc acces la undele 5G, 4G sau ce mai era pe atunci, prin 2017. Am dormit într-o atmosferă atât de liniștită, am cunoscut-o pe maica stareță de acolo. Am vorbit toată seara cu ea, dar am rămas toată echipa. Eram câteva persoane, fiecare a stat în chiliuța lui, da, și a dormit. Eu am dormit într-o atmosferă tare liniștită, într-o cameră mare, pe crivat. Deci pe bune, crivat din asta cu scaune, cu picioare din fier. Eu pe crivat am crescut. Care scârță-i din aici, știi? Așa, ca la bunei mei. Da. Cu perne din alea, dita mai pernile cât, da. Cât fotoliul ăsta, cât perne așa da, mari, da, da. Mari, frumoase, învelite în niște fețe de perni croșetate.
podele din lemn date cu vopsea maro, exact în casa bunicii, când mi-aduc aminte, pereții cu var, și o cruce, așa, da, pereții dați cu var, și lăiciere, sau cum spune, da, lăicier, chestiile astea, păretare, o, păretare, se spune la țolicurile astea care spus așa pe perete. Și eu zic, Doamne, și mi-aduc și aminte de bunica, bunica nu mai este în viață, Dumnezeu să ierte, nici bunei pe care i-am iubit. Și așa de tare mi-a plăcut acolo. Tu-ți imaginezi, tu acum vorbești și eu am în nas miros de tămâie, pe cuvântul meu. Vezi? Și mama mea uneori când străzește dimineața, are miros de mir. Zice, sau mir, tămâie. Simți, da. Și zice, eu simt un miros de mir. Ceva, uite, are așa o chestie, da? Că corpul nostru oricum e mana anumit. Bine, tu ai dormit o noapte, parfumuri. Draga mea. Tu ai dormit o noapte. Da, dar a fost esențială să înțeleg diferența dintre lumea dracilor și lumea... Și să rămâi în lumea dracilor. Da, și să rămâi aici, da. În lumea dracilor. Ai așa văzut? E, dar ce să faci? Ce alți drăcușuri ne ascunde Diana Rotaru, aflați în continuare după o scurtă pauză publicitară. Diana Rotaru în continuare la Vorbe cu Minte. Dianca, uite, eu încerc să-mi amintesc un șlagăr de-al tău, o piesă de-a ta, care să fie cartea ta de vizită și mie n-ai bine, nu-mi vine nimic în cap. Dar de ce? Nu știu, tu nu crezi că tu încă n-ai găsit melodie care să te reprezinte și să te pună în valoare așa cum ar trebui? Dar cum ar trebui? Păi nu știu, poate ai tu niște un timbru vocal mai special, nu știu. Eu ți-am ascultat câteva melodii pe YouTube, trebuie da, să mă ascult da, ca da, da, să văd. Da, da. Și nu știu cum, așa, foarte, foarte similare cu altele. Așa. Dacă mi-am amintesc bine, ai făcut și hip-hop. Hai cu mine, Hani. Am făcut și, nu știu și ce. Hip-hop și... Eu te văd mult mai modern decât acest aranjament care ți este făcut muzical, pe cuvântul meu. Dar te cred, Doamne, este părerea ta și o respect. Da, nu știu de ce. Ce adică are? Faci aceste melodii pentru că poți să câștigi niște bani la nuntă. Eu nu le văd. Nu știu, ele nu se pliază cu tine. Aceste aranjamente orchestrale nu se pliază cu tine. Dar asta e părerea ta. Da. Da, alții au altă părere. Care? Ce părere au alții? Nu știu, hai să întrebăm ce părere aveți voi despre cariera mea muzicală. Bă, trebuie să mă las de cântat. Dar tu nu mai cânti, tu mai faci șlagere, ei, mai nu faci mai cânt. Unde clar cânti? Că eu cânt și am foarte multe eu concerte. Eu v-am auzit că voi vreți să faceți maniele. Diana, te apuci de maniele? Eu cânt maniele, Doamne, ce cu tine? Te rucare, ia-mi cânt o manică. Dar care vrei? Parcă-și face din adins buzele cu roșu. Cins. De ce? Sau încă uraganul. Dar ce are? Dacă asta vinde bine și oamenii te vor pentru manele, pentru melodii etno, pentru melodii populare, ce vrei să cânt? Operă. Cântă cu metra mea Elena Demergean opera. Mm. Și o cântă și o face ți-ar foarte merge bine. Ți-ar din asta așa sexy, cu techno, cu electro, mai cu toate. Doamne Dumnezeule, deci te văd producător muzical? Da, 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 te văd atât de romantic în melodiile tale și în acest duet cu Fuego și nu păi știu ce. Păi, dar nici măcar n-am cântat piesa mea cu Fuego, am cântat piesa maestrului Ion Surceanu, numai știu, tu, numai tu, numai adică tu. Despre ce vorbim? Am cântat cover. Nu ți-a făcut curte Fuego? Nu, de ce? Trebuia? Nu. El este un om atât de simpatic, îmi este atât de drag, este atât de dulce, nu știu. E tare pozitiv și tare ușor e să comunici cu poate el. Poate pentru că are de toate, nu are frustrări, poate. Posibil. Poate oamenii, tu nu crezi că, nu știu, tu ai întâlnit bogații nesuferiți și ranchiunoși și foarte... Zgârciți, am întâlnit bogați zgârciți. A, bă, asta nici nu se discută. Cel mai tare pe lumea asta mă enervează bărbații zgârciți. E, Doamne, știți, ferește, mă, nici pe nu vă apropieți de Ileana. Cosândeana. Bianca, tu acum ce cânti, măi? Ce faci tu? Păi, știi? Draga mea, ascultă-mă ce cânt, da? Da? Sunt invitată la petreceri și le mulțumesc tuturor celor care mă invită, pentru că lor le place în comparație cu tine. Lor le place de tine, poate nu neapărat le place ceea ce faci tu, muzica ei, ta. Ei, nu! Când Diana, îți place un om cu tot setul, Bianca, și cu tot uite, pachetul. Una dintre întrebări este următoarea. Stai să răspund. Am schimbat eu scenariul, dar nu chiar până atâta. Hai, răspunde. Deci, oamenii mă cheamă pentru starea mea de bine care o aduc. Eu când intru, atunci începe sărbătoarea. Chică tot ștabileame. Chică podul. Deci, asta le place oamenilor, că am făcut o statistică. Ce îmi zic mie oamenii când plec de la ei? Nu când vin, dar când plec. Așa. Da. Mulțumim că ați fost, Doamne,
Doamne, și veselie, ați făcut așa de frumos, așa de interesant, sunteți așa de bravo. Și sunt cuvintele oamenilor, nu sunt cuvintele acum gândite de mine, da? Ce înseamnă asta? Orice aș face eu, lor le place. Orice aș face care să le aducă o stare de bine. Fie prin muzică, fie prin prezentare, fie prin haină, fie prin bancuri, fie prin orice. Deci asta este cheia succesului meu, dar starea de bine, zâmbetul și starea de bine pe care o aduc oamenilor. Deja că o aduc prin muzică, ei mă invită să le cânt, etno, popular, manele. Asta cânt, club, cânt și club, disco, da? Ce le place altora? Să mă invite în calitate de prezentatoare. Fie că este vorba de o companie, da, care face un jubileu sau de un magazin, da, care își deschide larg porțile, o deschidere a unui magazin, shop, da, sau fie că este vorba despre o nuntă sau un botez, oamenii mă invită să prezint pentru că le place că și acolo aduc starea de bine. Vocabularul meu pe care l-am, deci e foarte bine să știi exact pentru ce ești necesară oamenilor. Eu știu exact pentru ce sunt necesară. Încă una din întrebări era, tu ești celebră pentru vocea ta sau pentru sexualitatea ta? Aveți ce întrebări? Da, dar lasă să spună ei oamenii. Dar cum să zic eu? Bine, o să zic. Ce să zic? Deci tu chiar crezi că tu cânti bine? Ai voce desăvârșit? Ai... Nu, eu nu pot să zic că sunt doamne, sunt o privighetoare, sunt o turturică. Nu, eu o fac cum o simt. Acum că sunt critici care poate să zică, uite, n-ai cântat bine sau... Dar observă tu o tendință acum, fii atentă ce zic. Da. O tendință a artistelor, da, care nici măcar nu cântă, ele vorbesc. Deci muzica a devenit oarecum mai teatrală. Nu mai e muzica aia care o cunoaștem, că trebuie să ți se umfle venele pe exact. Gât, da? Ca să dai cu toată forța, je t'aime, și să strici și să urli, ca să te audă toți. Vai, ce... Da. Ce actorie a fost acum? Înțelegi? A fost actorie, dar acum suntem pe partea cealaltă în care nu trebuie să strigi în muzică. Fii atentă ce se întâmplă și în România, că majoritatea cântă aproape șoptit. Da, mai dau voce, dar mesajele... Acum s-a pus accent nu pe voce, s-a pus accent pe mesaje. Pe încurcătura asta de cuvinte metaforică cu care poți să aduci într-o stare ascultătorul. Femeia asta hipnotizează, nu mă uit la ea, pe cuvântul meu de onoare. Și vreau să-mi spui, o să mă uit în pod, vreau să-mi spui unde există joc de cuvinte într-un cântec de al tău, Diana, scuze, mii de scuze. Așa. Încearcă și schimbă, te rog, amor, amor, fermecător. Dar nu-i piesa mea, ți-am zis că tu îmi zici acum de cover-ul, numai tine cu fuego, amor, amor, nu sunt piesele mele. Dar o cânti. De ce ți-ai să cânti cânt? O piesă care, uite, ce băi... Deanca, dar din respectul creatorilor care au făcut această piesă și pentru că au vrut-o mirii. Deci am miri care zic, noi plătim, vă rugăm din suflet să cântați la nunta noastră piesa asta. Cum să n-o cânt? Spune-mi, te rog. Cum să n-o cânt dacă ei plătesc? Și îmi zic, bine, aleg și eu, da, îmi place piesa, într-adevăr o să o cânt pentru voi. Este un cover, amor, amor, și da. Nu este legătura de cuvinte despre care vorbim acum. Cuvinte metaforice, care le întâlnești la Carla's Dreams, care le întâlnești la Irina Rimes, care le întâlnești la Irina Eremia sau la Delia, da? Vorbim de personalități. Am mâncat ciocolată înainte de film. Da, deci nu vorbim despre aceste texte metaforice. Tu mi-ai dat exemplu acum un cover care a fost compus acum în anii 80-90, da. În care cuvintele erau foarte simple, ca la Anastasia Lazariuc, ca la Ion Soruceanu, ca la... Alexandru Lozanciuc, deci Anatol Dumitraș, Dumnezeu să le tăcumeste în viață. Deci erau cuvinte foarte simple. Dar atât de sincere, dar acum mesajele astea sunt atât de false. Noi trăim într-o lume a falsurilor, Diana. A, tu aici vrei să ajungi? Da, eu aici vreau să ajung, Diana. Deci, nici de cum să te critic, să-ți dar spun. Dar poți să mă critici nu, public, adică iar nu am nicio problemă. Era muzica atât de simplă, uh-huh. Dar ajungea atât de în sufletul ajungea, omului, da. Cât acum aceste mesaje sunt atât de false. Sunt complicate, într-adevăr. Că am impresia că sunt făcute de dragul jocului ăsta de cuvinte și da, a metaforului, da. Cum să-i impresionăm, da. Știi? Și atunci ce vrei tu? S-a schimbat, lumea s-a schimbat, mesajele s-au schimbat, interpretarea melodiilor s-a schimbat.
tu vrei de la mine nu știu ce vrei, dar eu încerc să fiu cu valul ăsta, deci eu trebuie să corespund, să cânt hip-hop când se cântă hip-hop, să cânt etno când se cântă etno și unde se cere etno, eu nu pot să fiu diferită, pentru că și Andra, de exemplu, adică dacă ți-o dau exemplu pe Andra, da, pe care o cunosc și o respect foarte mult, ea cântă și populară, ea cântă și pop, ea cântă și club, a scos atâtea piese și cu vedete internaționale, da, deci este persoana care se pliază pe cerere. Așa sunt și eu. Sunt persoana care se pliază pe cerere. Nu, fii atent. Cine, care ar fi artistul sau artista cu care n-ai fi pentru nimic în lume și nici pentru un ban n-ai vrea să evoluezi într-o scenă? N-aș vrea să evoluezi, da, într-o scenă. Da, n-ai vrea să cânti. Nici după, nici înainte, nici în general. Să nu fii între aceia așa fiș și tot așa mai departe. Care ai o repulsie totală. Nu știu acum. Dacă există cel puțin, nu trebuie să-mi dai. Nu știu. Eu să încerc să intuiesc așa, să dibuiesc. Să mai fac vreo bârfă. Dar nu, dar nu-mi dau seama acum. De cine ar putea fi? Dar eu n-am ură sau chestii. Am avut conflictul care îl știi cu noi patru, care am lansat o piesă cu Salvatore Omenirii. Da, știu. Am avut un conflict, dar asta nu înseamnă că eu acum trebuie să urăsc pe cineva. Dar de ce trebuie să urăsc? Dacă am declarat și declar că sunt un om credincios și un om care răspândește voia bună, crede-mă că firul ăla de ură o să mă încurce. Nu, Diana, pe cuvânt, tu chiar tu poți hipnotiza, tu știi de asta te-ai dus să faci psihologie. Dar fac psihologie în marketing. Ericksonian, lasă-mă, te rog frumos, hai să duci aștia să-ți dea nu numai sponsorii pe care ai la emisiune, dar să-ți deschidă țara, așa, să zică Iani, Diana. Fii, da, fii cu noi. Deci, asta e. Ai operații plastice? Nu. Nici injectare? Am injectări în frunte. Mai uși și eu. Deci am injectări în frunte pentru că mi-am dat seama că eu sunt foarte expresivă la mimice și râd foarte larg, sunt foarte gălăgioasă, dar vorbesc foarte tare, râd că tocmai mi se, când am pudră foarte multă pe față, tocmai mi se adâncesc, deci astea. Dar am grijă să mă hidratez. Verișoara mea, Leona, care este stabilită acum în Germania, are grijă să-mi dea sfaturi, măști la domiciliu, dă-te cu castraveți. Zi-mi o mască pentru mine, uite-te, vezi, eu am aceeași problemă ca și tine și ca și multe nu, femei. Acolo trebuie să te injectezi, gata, alea nu le mai repari cu măști. Nu, dar s-a terminat, deci celulele au murit. Dar cât de și des? S-a adâncit. Cât de des sau câte proceduri ți-ai făcut? O dată pe an faci, o dată pe an ai dat 200 de euro, câte, Doamne, mare lucru, 200 de euro, dat pe an. Dar asta tu cât câștigi? Eu că într-o emisiune spuneai că tu n-ai bani. Și nu te poți duce la mare, și tu m-ai crezut. Te duci la solar. Și tu m-ai crezut. De ce? Am zis că mai este cineva ca și mine, vorba aceea, știi, nu sunt singură. Da, care știe să spună glume la momentul potrivit și să se facă, Dianca, să se facă plăcută. Vezi, eu știu să mă fac plăcută. Dar tu afișezi o viață de divă, așa este viața ta, Diana. Da, dar de ce să mint? Dacă așa este. Tu locuiești într-o casă cu lux? Nu, 70 de metri pătrați și asta așa, e mult. Așa, ai femeie de serviciu sau cum? Nu, eu sunt femeia mea de serviciu. Femeie pentru de serviciu. Că sunt foarte rar acasă și nici măcar praful nu-l găsești pe masă. Ea nu doarme acasă, doarme la iubie. Foarte curând, Diana, o să-și facă publică noua ieri relație. Da, ar fi bine să nu afișez acum. Eu am tras ieri cu urechea la discuție dintre două vedete, că eu nu știu de ce nu pot să mă consider. Cine sunt vedete? Tu ești vedetă, Diana? Eu? Da. Nu știu. Tu ești, ce înseamnă să fii vedetă? Nu știu, de succes, tu vrei să fii om de succes sau om de valoare? Valoare. Eu pun accent pe valoare. Ce ai vrea să rămână după tine? Bună întrebare. De obicei femeile își doresc să rămână un copil după ele, da? De tu obicei. Mai ai timp. Eu nu vreau, n-am abordat special acest subiect. Eu știu cât de tare poate să doară. Dar tu ai timp. Da. Știi că cunosc femei care au născut și la 45 primul copil. Asta mă încurajează să înțeleg că încă nu-s bătrână, știi? Că încă sunt ok. N-am schimbat prefixul de asta. Încă am timp, s-au umplut ochii de lacrimi când am auzit. Da, dar e plăcut, am 12 finuți, îți dai seama, dintre care dintre ei sunt și nepoți. Și cel mai interesant îmi pare că vei fi o mamă pur și simplu colosală. Dar ce femeie nu-i mamă colosală? Hai acum să discutăm. Dar tu ești obsedată de curățenie, de perfecționism? Eu nu te văd niciodată șifonată, cu părul nearanjat. Cum n-ai bari? Cum? De ce? E obsesie. Eu am fost în Londra, da, în decembrie. Și mă uit pe stradă, zic, de cum poate ea să poarte așa rochea asta șifonată, așa necălcată? Apoi merg mai departe și mă uit, de cum poate să poarte papuci ăștia așa roși, știi? Niște papuci așa roși. Și omul la costum, dar cu papucii, nu știu cum, grizonați, neîngrijiți. N-am înțeles. Și mă uit, dar cum poate asta să poarte căciula așa pe o ureche, nu știu cum, cu niște fire scoasă și ruptă? Și m-am gândit că oamenii n-au problemele mele.
Știi? De chiar nu au problemele mele legate de ținută, garderobă. Ei cred că pot spoarte, sunt oameni care pot spoarte o cămașă un sezon. Înțelegi? N-are treabă. Până nu uzează. La mine nu e așa. Eu sunt dependentă. Și de mic copilul eu sunt dependentă. Tatăl meu când pleca în Slovacia, sau cum Slovenia, nu mai țin minte unde pleca el. Pleca Slovenia. Undeva. Da, departe. Și când venea acasă, eu îi spunea, tăticu, numai decât să-mi aduci pantaloni, să-mi aduci papucei, să-mi aduci așa. Eu deja îi făceam lista să-mi aducă hăinuțe. Eu de mică sunt obsedată. Și crede-mă că foarte multe deja, din multe din ele, are acces și sora mea. Tu mă întrebai mai devreme de prietene, de prima-i sora. Apoi deja putem să discutăm și cu prietenile. M-am bucurat foarte mult să aud că tu de fapt ai prieteni în showbizul ăsta nostru. Așa, da, dar eu prietenesc cu toată lumea. Îți dai seama. Eu sunt prezentator ca și tine. Da? Da. Sunt o persoană publică. Lucrez la un post de televiziune. Tu îți dai seama să nu fiu plăcută, să nu fiu drăguță. O să mai vină oamenii la emisiune? Cum tu crezi? Nu o să vină, crede-mă. Și nu este o tactică de abordare că trebuie să fiu drăguță. Mie îmi place să fiu drăguță. Tu îți place? Da. Te impui să fii drăguță? Sau asta este atât de firesc că ce-s drăguță la tău? Sunt eu naturală, că am drag și am drag de persoanele care fac ceva în viața asta, care reușesc, care au trecut peste anumite chestii, obstacole, probleme și au mers mai departe. Deci eu admir astfel de persoane. Mai copcil, tu plângi vreodată? Tu bârșești? Da, eu plâng. Da, am plâns când? Alaltă ieri am plâns. De ce? Iată așa, am avut niște discuții cu o persoană și am înțeles că trebuie să fac ceva. Că nu trebuie să stau pe loc, că trebuie să fac niște schimbări. De comportament, de job, de ce? Te-ai plafonat undeva? Nu. Niște schimbări. Câteodată simt că parcă stau pe loc, știi? Și poate nu e adevărat. Poate noi ne plictisim de fapt de ceea ce deja avem. Și am plâns, am simțit că trebuie să plâng. Am plâns, m-am descărcat, nu m-a văzut nimeni, nu-mi place să fiu văzut când plâng. Când începe întrebări, de ce s-a întâmplat? De ce-i rău? De ce te ajut? Nu, mai lasă-mă în pat, nu mă deranja. Eu vreau să plâng eu cu mine. Să stau la discuții cu mine. Și gata, să vezi, după ce am plâns așa de bine m-am simțit, am înțeles ce trebuie să fac și merg mai departe. Știi ce am eu pentru tine? Ce? Numai eu știu. Da? Zi. Dar cei de acasă nu se prind. Am 10 proverbe la care s-a doar începutul, draga wow, mea. Ce fain. Dar toți trebuia să le continui așa cum... Dar dacă nu le știu, pot să alcătuiesc. Păi, asta și este fișca. Mă gâd de la ceva aici. A, uite, credeam că mă gâd de la o gâză, dar e un fier de păr. Gata. Acolo s-a dus. Da, s-a dus. Înțeles? A căzut, îmi cade părul. Vai, asta nu-i bine. Îmi cade părul, înțelegi? Deci mergem la rubrica cu minte. Nu prea minte la noi asta. Nu-i minte deloc. Și nici nu mințăm. Mare scofală. Da. Deja comentați cum vreți această da, prezență voastră, deosebită. Da, treaba voastră chiar, știi cum. Primul proverb. Nu tot ce zboară se mănâncă. Avioanele nu. E drept. Tu ai fost la Dubai? Nu. Așa de tare vreau în Dubai. Ai văzut? Despre ce vorbea tu? Dar de ce n-am fost eu în Dubai? Nu știu, Diana. Trebuia să mă duc și m-am mai dus. Am avut arvonată o nuntă și nu m-am dus. Nu te duci mai că te fură vreun șeic din ăla? Nu mă mai fură, că nu mă duc eu singur. Îți dai seama, pun pe mine pantaloni, pun căciul, pun tot ce trebuie. Poți să-ți pui orice. Energia sexuală răzbate și prin sac. Da, draga mea, se simte. Și nu o simte, dar cine ni simțăt? Al doilea, paza bună. Trece primejdiarea. Al treilea, drumul către casa unui prieten. Asta nu știu. Drumul către casa unui prieten. Hai, continuă. Stai să prind logica. Drumul către casa unui prieten îl poate aduce la tine. Egoistă, măi. Apropo, este un test foarte fain. Noi ieri am discutat despre stai, el. Stai, dar nu am gândit-o corect. Drumul către casa unui indiferent. Gata, gata. Hai, gata, am trecut. Hai. Da, este că testul ăsta că trebuie să te gândești la 3 persoane, da? Da. Eu nu m-am gândit la mine, tu te-ai gândit la tine. Da. Și ce asta e rău? Prima persoană la care te-ai gândit ai fost tu. Da. 3 persoane pe care le iubești. Da. Măi, toată admirația mea. Unde s-au strâns 10 femei? Se strâng și 10 bărbați. De unde, Diana? E criză. Cât de optimist poți să fii? Mare criză de bărbați în țara asta. Dar pentru că ai spus despre bărbați, bărbații trebuie să fie precum șervețelele. 2 puncte.
Și? Cum trebuie să fie bărbații, precum șervețelele? Umezi. Șervețele umede, șervețele uscate. Sharon Stone spunea că bărbații trebuie să fie precum șervețelele, curați la îndemână. Asta. Tu-ți plac bărbații umezi, ieșiți din baie și așa mai departe. Dar cu burtică? Ai avut iubiți cu burtică? Da. Da? Da. Și mai josuze decât tine? Da. Școchi albaștri, școchi căprui, școchi verzi. Unde e multă minte, e și... Nu, unde e multă minte, ai ce vinde. Eu așa știu, dar aici e și ce vinde. Cum e stăpânul? Așa-i și câinele. Dacă totul pare perfect azi... Mâine poate fi mai bine. Dacă tot ce ai este un ciocan... Atunci... Caută cuiu. Știi că varianta originală este dacă tot ce ai este un ciocan, toate obiectele din jur îți par cuie. Ai văzut? Caut cuiu. Și a 10-a întrebare, cine se scoală mai dimineață? Mai departe ajunge. Doarme mai puțin. Tu ești o persoană care se scoală de dimineață. Da, la 8-9. Face sport? Nu neapărat. Nu sportul sport. Pentru mine este mersul pe jos, mai ales când e sezonul de vară. Nu, Doamne, nu o să mă vezi. Bianca, uite, nu te supără, dar cum îți păstrezi așa siluetă, măi? Păi, eu nu pot zic, te invidiez, nici într-un caz, eu te admir. Ok. Tu ce faci? Mănânci dozat, nu mănânci. Ai, nu știu, ai niște orare, niște scheme după care... Am avut perioade când am luat suplimente naturale, am avut perioadă când am făcut detoxifiere, tot prin suplimente și prin argila asta care am băut-o, cred că argila, da. Am experimentat tot felul și până la urmă am avut perioade când făceam intens sport și am slăbit de la 58 la 54, dar nu mă simțeam bine. Deci kilogramele mele stabile trebuie să fie 57, nu mai puțin. Că deja ori am amețeli, ori ceva nu e ok, știi? Deci, și după toate experiențele astea am înțeles un singur lucru. Că? Trebuie să mănânci des și puțin. Deci, lecția părinților mei. Părinții mei sunt... fenomenal. La ei lor 60 plus, arată foarte bine, ei fac gimnastică, ei au un ritm de viață activ, merg pe jos mult, mănâncă sănătos, sănătos ce înseamnă mai puțină carne, mai puține paste și mai multe legume, fructe, deja pește, verdeață, cam astea, da? Măi, nu am terminat cu viața ta de lux. Deci ai un apartament al tău, am înțeles că îți faci singură curat și mâncare. Ai o mașină super lux? Am vândut-o. Ai vândut. Acum sunt fără mașină. Acum ești fără mașină. Bijuterii foarte scumpe în colecție? Sunt, da, sunt, care le-am primit cadou. Ce mai scumpă bijuterie care ți-a fost oferită cadou? Un ceas. De? Un ceas cu diamante. Da. Cam cât să coste? Câteva zeci de mii de euro. Da? Da. Țoale scumpe, parfumuri, colecții, da, de parfumuri. Cel mai scump parfum, cred că tot l-am primit cadou, nu știu, câteva sute de euro. Nu știu dacă e unul din cele mai scumpe, că am auzit că sunt și mai scumpe. Dar cine îți face astfel de cadouri, bărbații sau femeile? Nu, n-am primit cadouri de la femei. Niciodată? De regulă de la bărbați. Da. Niciodată cadouri de la femei, nici de ziua ta, nici de chiloței cu danteluță. Tu m-ai întrebat în contextul acestor cadouri scumpe. Nu, da, sunt de la femei, sunt de la bărbați. Au fost de la foștii tăi iubiți sau bărbați care pur și simplu și-au arătat astfel simpatie și... Da, au fost și care și-au arătat simpatia și n-au cerut absolut nimic în schimb. Pur și simplu prin asta mi-au arătat respectul, admirația și atitudinea lor. Dar tu s-a întâmplat să fii cu un bărbat pentru că te sponsoriza, că zădea bani. Deci ai fost vreodată întreținută de cineva sau ai avut întotdeauna independența financiară? Eu am avut independența mea financiară, dar atunci când primeam ajutor... Nu, mă refeream chiar să te întrețin, adică tu să stai acasă, să te duci pe la saloane, pe la... Da, am avut, adică nu văd în asta, Doamne, sau să-mi dea bani, uite, dă bani și fă ce vrei cu ei. Eu consider că atâta timp cât bărbatul o face din plăcere, e un lucru natural, firesc, o face pentru că este dragă femeia și este dragă să fie frumoasă, da? De aia și zice că... îți dau banii ăștia ca să te întreții, da? Să ai grijă de tine. Să pui un pantof frumos pe tine, să pui un costum sau ți le cumpără el personal. E ceva normal. Da. Cât de mult contează? Am prietene care spun că nu trebuie. Dar cum să nu-ți trebuiască? Orice ți trebuie. Cum să nu-ți trebuie niște papucii, niște pantofi? Da, dar nu trebuie, lasă că mi le cumpăr singură. Ce colecție de pantofi ai acasă? Că asta este și o boală de-a mea. Da, pantofi de care
care vrei, am de toate culorile și branduri diferite. Uite, tu dacă e, ai rămas cu ultimii și bani. Și ghete, da. Pentru ce ești gata să-i cheltui? Pe haine. Pe mâncare, Doamne. Eu sunt dependentă de mâncare. De-aia cred că am ajuns să prezint emisiune cu culinară. Dar tu ai fost culinară. Vreodată toșică, plinuță? Ai fost vreodată? Nu. Niciodată? Nu. Pe asta nu-i numai meritul tău. Las că o să mă vezi gravidă, dar nu știu dacă o să fiu tortoșic și plinuță. Vreau să te văd gravidă. Sora mea, uite, de exemplu, ea a fost gravidă, de la spate ziceai că e copil. Și doar în față avea burtica, a acumulat doar kilogramele burticii copilului, fătului. Atât. Deci genetic suntem ok. Dar tu te sperii bătrânețea. Te gândești da. Că s-ar putea, da? Mm-hmm. Dar nu prea îmi place bătrâneța, dacă sincer. Și așa mi-e milă de oamenii ăștia care îi văd așa pe drum, neajutorați, știi, merg, sunt gurei. Așa mi-e milă de ei și zic, Doamne, dacă ai ajunge și eu așa bătrână. Bătrâneța nu este o stare de care stăm și plângem. Bătrânețea, da. Atunci când ești bătrân și singur, probabil este cel mai complicat de anul. Păi asta zic, îi văd pe foarte mulți chiar parcă abandonați, nu știu cum, atâția copii plecați peste hotare. Ei parcă au tot bătrânii ăștia, dar parcă n-au nimic, știi? Că ei sunt singuri totuși. Când trebuie să te duci la o farmacie și n-are cine, dar tu stai imobilizat, cum crezi că se simte omul ăla? El e gata, zic, Doamne, dar iem odată de pământul ăsta să mor odată, înțelegi? Pentru că ăsta e chin. Să ajungi bătrân. Dar nu este nimeni care să vrea să moară, Diana. Eu nu cred că există. Crede-mă că sunt oamenii care sunt bolnavi și schinui și nu mai vor să trăiască, ori zi și boda proste să părăsească viața asta. Dar tu ai dat vreodată, nu știu, ultimul bănuț din buzunar pentru... Dar eu am ajutat oameni și ajut în continuare. De asta și zic că nu pot să rămân pasivă când văd oameni, băbuță, de exemplu, pe drum, care își vinde o pereche de papuci. Că doar vezi femei din astea, da. Își vând papuci, își vând... M-am apropiat, pur și simplu am dat banii, nu mi-au trebuit. Pentru că am înțeles că femeia asta își scoate ultimile haine, ultimile vase din casă ca să reziste, să-și plătească comunalele, să mănânce măcar o bucată de cârnaț, înțelegi? Adică să-și cumpere o portocală, să nu mănânce numai pâine cu pâine. Deci asta e tragic. Și la noi e o mare tragedie. La capitolul pensionarilor, la capitolul oamenilor bătrâni. Și acum este, cine ar trebui să poarte vină? Sau oamenii și trebuie să gândească că ei sunt de vină, Diana? Nu. Hai să nu dăm vina pe societate. Hai să ne uităm de cine sunt înconjurați bătrânii ăștia, oamenii ăștia. Iau nepoți, au copii, ce au... Ori nu au făcut nimic în viața lor, adică au ajuns singuri, că așa au vrut. Nu! Deci în momentul în care tu ești cu familia ta, oarecum oamenii ăștia trebuie să aibă grijă de tine, familia ta, un nepoțel, o nepoțică, să-ți aducă o pâine, să aibă grijă. Dar eu îți spun, eu văd tare mulți bătrâni triști pe stradă. Sau oriunde, îi vezi singuri și triști. Ori în țările străine, în Europa, când îi vezi, nu știu, au alt spirit de viață. Acolo majoritatea sunt la aziluri de bătrâni de da. Super faine, cu niște condiții mai de doamne, știi, de trăit. Și tu vrei să spui că să fii la azil e rău? Nu e rău deloc. Eu ce de bine, mai bine la azil decât singur. Dragul mami, eu când ajung la bătrâneți, te rog să mă duci la un azil. Pe cuvântul meu, da, de ce nu? Da, dar eu nu văd nimic rău în asta, nimic strașnic. Mai strașnic e în filmul ăla care am văzut doamna care ducea bătrânii la azil, după aia le vindea case, le vindea avere. Nu știu dacă ai văzut filmul ăsta. Clar că l-am văzut. Și sărmanii bătrâni rămâneau faliți, înțelegi? Gata, erau gata actrițe. Să o moare. Ai apărut în vreun film? Am apărut de mult în filmul ăsta, Culorile. Nu știu. Ce rol Culorile. Acolo? Am avut un rol principal. Da. Și de ce n-ai continuat cariera asta de actriță? Dar nu m-a invitat nimeni. Dar acum. Dar tu ai fost în România. Cât ai prezentat acest show în România? Da. Și ce asta? Nu a fost și asta un rol? A fost un rol, da. Dar nu știu cum. Adică puteai să mergi la niște castinguri, să te... Puteam, dar nu m-am mers. N-am mers pentru că nu m-au tentat banii. Adică, auzind că nu știu cât îți plătesc pentru o zi de filmare acolo în platou și eu știu ce înseamnă o zi de filmare în platou. Este calvar. Dar unii o fac de dragul imaginii. O fac pentru că vor să-și crească imaginea, pentru că, da, eu eram în confortul meu, eram ok, adică nu... Ție ți-a expirat contractul când nu ai mai rămas acolo? Da, eu am avut un contract pe sezon. Și erai după... foarte bună. Știu că eram. Erai foarte bună. Dar asta nu înseamnă că sunt unică.
Pentru că a fost și Andreea Mante, am fost eu, acum este altcineva. Întotdeauna fiecare are loc sub soare, oameni buni, că nu sunt eu cu stea în frunte, da, să fiu eu peste oameni tot. Oameni bine locuit nu există, în schimb există oameni irepetabili, să știi. Oameni asta care da. Nu se mai repetă. Da. Tu spuneai într-un story de tău că vrei să faci un tatuaj. Ți-ai tras un șerpișor acolo? Nu, încă nu. Nu ți-ai, de ce? Nu, n-ai în schimb soră mi-a luat-o înainte și cu copilul și cu tatuajul, că e mai mic decât mine cu 7 ani, dar eu reușit. Ascultă, și vrea cumva aici un iepuraș de Playboy pe sân să-ți faci? Nu, nu. Ei, iepuraș de Playboy. Dar cum te-ai trezit la anii ăștia să faci tatuajul? Dar de ce nu? Dar tu vezi că eu rămân numai cu ideea. Asta e numai idee. Și ca să-mi liniștesc ideea, mi-am lipit tatuaj din ăla, știi, la mare, din un apțibil din ăsta care peste 2 săptămâni se scoate. Măi, Diana, mă uit eu așa la tine și chiar creezi impresia unui om care, băi, fata asta chiar n-are nicio problemă în lumea asta. Dar și trebuie să avem probleme. Nu știu. Dacă omul singur își creează problemele. Bine să-ți camuflezi orice grijă, orice trăire. Poți atât de bine să o faci. Dar vreau să spun că m-am uitat prin comentarii la emisiunea ta cu Aura. Așa. Și mai multe comentarii erau că fata asta, deși are un zâmbet tot timpul pe buze, dar are ochii atât de triști. Tu crezi că tu poți să ne minți pe noi? Ochii mei sunt triști? Da, poți să ne minți în continuu că tu ești o femeie fără probleme și care nu mai suferă de nimic absolut. Ia uite mai bine în ochii mei. Acum nu mă uit. Triști? Acum nu mă uit că mă trimit ochii tăi. Da. Majoritatea timpului nici nu triști, dar o... Deci chiar să vrei să vrea să creadă cineva că tu ești o femeie fără esențe. Știi ce vreau să spun? Da. S-ar fi pus tâșca. Da. În momentul în care se uită în ochii tăi și acum înțelegi că e de gafează ca și că acolo e ceva tare profund. Este ceva tare profund, într-adevăr. Cred că ochii mei sunt oglinda sufletului meu. Cineva spunea că sufletul e aici. Cineva spune că sufletul e aici. Unde-i sufletul? Tu știi? Este. El a fost demonstrat științific că există aici. Și are plesc solar. Are și 2 grame. Așa. Da. Tu îți dai seama, da. El există. El este materie, Diana. Deci vreau să zic că eu sunt... Ce vezi tu pe mine? E ca asta, tot. Asta e ambalaj. Sufletul contează la un om. Și întotdeauna când am făcut cunoștință cu cineva, eu întotdeauna eram foarte atentă ce exprimă sufletul lui, pentru că omul își exprimă sufletul prin anumite calități. Sau... Dar noi toți avem aceleași calități. Uite, tu faci psihologie. Toți avem aceleași calități? Eu am impresia că noi toți oamenii ne naștem la fel, așa? Doar că unele calități noi, cum ai zis tu? Le lucrăm. Nu. Le dezvoltăm, mi-a plăcut. Le șlefuim. Nu le șlefuim, că vrem cumva, vrem să dezvoltăm anumite calități sau încercăm să dezvoltăm anumite calități. Pentru mine, de exemplu, la un om, pentru mine ce văd eu pot fi, nu, pot să nu fie calități, dar pentru ei, el poate fi calitate. Deci fii atent aici, că sunt două lucruri cu dus și întors. Ce cred eu că el a făcut rău? Omul a crezut că a făcut bine. Dar tu ești cea care te vede lumea sau cea care te vezi tu? Nu, eu sunt cea care mă văd eu. Dar ce are lumea? Dar lumea poate să mă vadă cum vrea. Pentru că lumea mă vede după cum gândește ea, nu după cum gândesc eu. Înțelegi? Eu rezonez cu foarte puțină lume. Eu rezonez cu puțini oameni care cu adevărat mă simt și mă înțeleg. Cu majoritatea nu rezonez. Pentru că fiecare gândește în stilul lui, în felul lui. Deci din 10 oameni eu rezonez cu 5. Dar cu 5 pot... e foarte mult. Dar cu 5 pot să nu rezonez. Dar e foarte mult din 10 cu 5. Dar și asta nu e rău. Nu e rău, dar e mult. Dar cu 5 pot să nu rezonez. Dar fiecare om are părerea lui. Uite, pune un măr pe masă, unul o să zic că e verde, altul o să zic că e roșu. Asta e ca am găsit eu cum l-o chema pe bărbatul tău. Ilie. Vrei să-l salut? Ilie. Cum o ținea Ilie de braș, cum o pași, cum o să... Hai, lasă, te rog, emoțiile și sentimentele. Lasă că au trecut deja. Ne-am ajuns pe final de emisiune. Așa repede? Da. Ți imaginezi? Ei, și n-am vorbit nimic. Dar ce-am vorbit? Eu nici n-am înțeles ce-am vorbit. Eu am rămas cu gândul la mănăstire, pe cuvânt. Deci, o să fac și eu un asemenea experiment. Te rog să te duci să vezi cât e de fain. Și oricum o să mă întorc în lumea dracilor, Diana. Ei, și ce? Dianca, vreau să dai răspuns la următoarea întrebare. Goală, nu, total, ai fi gata să pozezi pentru vreo revistă? Am crezut că ai fi goală să mergi pe stradă. Am mai văzut unul gol, nud și m-am speriat.
pe aici, pe la Buiucani. Nu l-ai văzut? Nu. Doamne, când l-am deci văzut, m-am speriat. Deci tu ai fi gata să pozezi goală, nu? Erotic. Erotic. Vorbim de niște poze erotice. Dar să ți se vadă anumite... Depinde cine e fotograful. Mhm. Pe, dacă e fotograf bărbat, da, dacă e femeie, nu, sau cum? Nu, trebuie să fie un om care eu îl cunosc, adică nu pozeze un pielea goală acum în fața oricui. Nu. Foarte mult contează, pentru că atunci și eu mă simt mai liberă și eu mă simt mai ok și cred că aș lăsa aceste poze în arhivă. Nu le-aș afișa. Chiar când am apărut pe coperta revistei VIP Magazine, ai văzut că totuși am ascuns foarte multe lucruri, am fost îmbrăcată în blugi, aici m-am acoperit cu mâinile. Totuși doza aia de erotic trebuie să vină în față, nu vulgaritatea, eroticul. Și vulgaritatea nu mi-a plăcut. Chiar dacă îmi place să văd unele artiste, da, care se îmbracă vulgar, se comportă vulgar, da, îmi place să le văd. Dar nu le critic. Eu nu fac ce fac alții. Să încep să critic și să arunc cu cuvinte urâte. La noi sunt artiste vulgare. Nu, la noi sunt destul de cumințele artistele. Nu, nu, nu. Noi, hai să privim peste oceane, mai bine, că acolo este mai diferită lumea și acolo își permit pentru că sunt înțeleși. Oamenii nu au stereotipuri. Da, el poate să poarte un papuc roșu și un papuc galben. Și crede Lady Gaga, poate să-și pună o lentilă roșie și una verde. Adică pentru ei lucrurile... Sau n-ai văzut tot tatuat, dar tatuat din cap până în picioare, încă și limba tatuată, înțelegi? Încă și un ochi tatuat cu negru. N-ai văzut, că am văzut cadre din astea pe internet. Și eu vreau să înțeleg, dar de ce îi fac asta? Chiar vreau să înțeleg. Sau își pun coarne, știi, își pun așa niște chestii din fier, coarne ascuțite, da. Și aici își pun tot așa niște chestii, zic, Doamne, dar și de strașnic. Parcă-i dracu, asta știi? Asta e individualitatea persoanei. Asta zic. Și atunci, de ce eu să judec? De ce să judec? Îți mulțumesc foarte mult pentru prezență, pentru că inițial eu aveam niște întrebări și un scenariu. Măi, Cater Stimănânt și Diana Rotaru. Ți-am schimbat tot felul. Da, în general, dar nu, eu vreau să spun că ceea ce am trăit eu ieri a fost de fapt un... O victorie asupra mea, să știi. Ce fain. Să știi. Îți mulțumesc foarte mult, dar repede pe final de emisiune un hashtag viitorului invitat, următorului invitat. Repede. Stai, cine să fii viitorul invitat? Da, unul dintre viitori, neapărat. Anatol Melnic. Nu promis că vine. Hai să vină el așa de fain. Îți mulțumesc tare mult, Diana, pentru... Ne mai mâncăm noi acolo ca pisica cu șoarece, dar el ca om este sper. Diana Rotaru nu mai oprește nimeni, am mâncat o ciocolată întreagă acolo, serios. În cabina de machiaj, am dat o ciocolată. Da, plină de energie. Mă uit la tine și revin la fraza, la maxima din la începutul acestei emisiuni. Frumusețea nu îmbătrânește niciodată. Sunt Ileana Rusu, să auzim de bine și vreau să vă rog un lucru. Să nu judecați niciodată o persoană înainte de a vă apropia de ea și de a vă privi în ochi. Și de a o cunoaște. Cele bune.